E unul din locurile de suflet. Câteva luni urmă aici era Glod. Acum vedeți un loc frumos amenajat. Unul din cele 7 parcuri și scoaruri care am reușit în ultimul an împreună cu colegii de la primărie să le reabilităm. În continuare la cele spuse și anterior, vreau să vă zic că percepția care se creează este că alegerile sunt mimate, iar aranjamentele s-au simțit pe tot parcursul campaniei electorale. Se vede cu ochiul liber că oamenii au făcut un blat. Chișinăul a fost împărțit și sferele de influență au fost împărțite încă înainte de alegeri. Pretorii, vicepretorii, șefii de direcții fac campanii, care pentru PSRM, care pentru blocul acum. Iar cei doi ezită cu mare iscusință să se întâlnească în dezbateri împreună. Observăm că doi inși, cu o mare nerușinare, mai mare decât tot Chișinăul, fac niște jocuri politice. Pe lângă faptul că habar nu au, folosesc resursul administrativ, întâlniri în timpul orilor și programului de lucru în spitale și instituții de învățământ, banii electorali necontabilizați, stemele de stat folosite pe pliante, cercul continuă să doarmă, nu este altceva decât un abuz de putere. Dar cui îi pasă dacă totul deja este regizat? Ce mi s-a întâmplat mie nu este despre Ruslan Codreanu, dar este despre faptul că unicului candidat independent nu i s-a permis să candideze folosind jocurile politice și resursele judiciare. De fapt, asta arată și cum gândește alianța, în sensul în care facem jocuri politice așa ca să câștige tot ai noștri, iar cei care ne prezintă un pericol îl excludem din joc. Acum că tot am avut două zile libere și n-am umblat cu patul ușilor pe la instanțe, m-am uitat peste programele electorale ale candidaților. Și dincolo de soluții cosmice, se vede foarte clară ruptura de realitate și de problemele reale ale cetățenilor. Unul vorbește de lupta cu vrăjitorii și despre mâna întinsă după fonduri europene. Întrebarea simplă apare, chiar dacă aveți fonduri europene, trebuie capacități și abilități de a gestiona, așa cum am arătat noi că putem gestiona transparent și administra orașul din banii publici, din banii noștri, a fiecărui locuitor a municipiului Chișinău. Altcineva iese în conferințe zilnice și taie panglice pe proiectele realizate în 2019, pe când a fost în Consiliul Municipal cu cea mai mare fracțiune de 19 consilieri municipali, tocmai 4 ani. Dar tocmai pe proiectele realizate în 2019 și duse la bun sfârșit, s-a hotărât să se facă mare tam-tam și PR, iar alte proiecte care au fost începute stau în paragină și nimeni nu vorbește despre ele. Mi-amintesc și faptul cum și unul și altul săreau cu megafoanele pe șantiere și pe garduri, încercând să oprească construcțiile ilegale. Noi vedem că construcțiile merg mai departe, dar toți au luat apă în gură. La Mircea cel Bătrân, 13/1, unde am dus mașina de pompieri ca să demonstrez că nu încape mașina de pompieri din cauza construcției care se face acum, locatarii până în ziua de astăzi aleargă și pupă ușile celor care luptau lupta cu mafia, care promiteau lupta cu mafia și jos mafia imobiliară. Azi toți tac. Construcțiile merg mai departe. Nimeni nu vorbește despre asta, deși au toate pârghiile și instrumentele de a stopa construcțiile abuzive. Ce vreau eu să spun tuturor e faptul că oamenii văd diferența și simt diferența între problemele reale pe care le au și promisiunile cosmice care vin alții. Cert este faptul că orașul Chișinău este un organism viu care are un potențial enorm să se dezvolte și să crească pe propriile venituri și propriile forțe. Orașul Chișinău nu trebuie văzut ca un asistat social în care doar să pompăm bani sociali fără să vorbim despre mediul de afaceri. Noi nu putem moderniza orașul Chișinău fără să avem un dialog cu agenții economici, pentru că tocmai ei sunt motorul dezvoltării economice. Nu putem vorbi de școli, spitale, grădinițe, drumuri, dacă nu vorbim despre agenții economici, pentru că sunt ei cei care creează locuri de muncă și cei care ne țin pe noi acasă, oameni care încă au mai rămas în țară. Chișinăul este nu doar un motor economic pentru municipiul Chișinău, este un motor economic pentru întreaga țară. Și eu vreau să văd primarul cel care va sta la masa de dialog cu agenții economici și să ne spună exact cum va contribui el la dezvoltarea afacerilor în oraș, cum va spori atractivitatea forței de muncă, va spori productivitatea, pentru că noi trebuie să vorbim de facilități pentru agenții economici, de terenuri. Orașul trebuie să ofere hale, terenuri, agenților economici. E foarte ușor să vii cu niște lozinci politice să atragem investițiile sau să spunem că vom lua fonduri europene de la orașele prietene din România. Este foarte ușor, dar asta sunt doar lozinci politice. Mediul
repet, orașul Chișinău are propria capacitate de a se dezvolta. Sunt oameni frumoși care se dezvoltă și dezvoltă orașul în fiecare zi, cu propriile forțe. Dacă vrem să vorbim despre viitor, nu putem să vorbim nu vorbim despre educație. Eu sunt foarte onorat că toți au început să vorbească despre grădinițe. Dar nimeni până acum 2 ani nu vorbea despre grădinițe. Lucrul ăsta mă și onorează, dar vreau să le spun și candidaților să-și mai diversifice discursurile, pentru că educația nu înseamnă doar grădinițe. Educația, în primul rând, înseamnă educație de calitate. Eu nu am văzut nici într-un program electoral sau nici într-un discurs electoral ce facem noi ca să combatem corupția în școli și grădinițe. Ce facem noi ca să valorificăm potențialul cadrelor didactice în Republica Moldova. Cum luptăm noi ca să creăm condiții egale pentru toți copiii, fie că sunt copiii străzii, așa ca să nu fie niciunul discriminat și toți copiii din municipiul Chișinău să aibă șanse egale la o educație de calitate. Nu am văzut nici în discursul unuia. Și nu în ultimul rând, dacă vorbim despre viitor, asta înseamnă mediu și un aer curat. Nu am văzut pe niciunul să discute despre gunoiul de la Țânțărești și despre cele 23 de gunoiești neautorizate. Și ministerele inclusiv astăzi se fac că nu știu despre asta. Despre pașii concreți care necesită să ajungem să reciclăm gunoiul. Nu am văzut nimeni să ridice întrebarea apei potabile și toxinele care se scurg în apele freatice. Am văzut doar discursuri foarte frumoase, lozinci pompoase, dar fără ca să răspundem la întrebarea cum clar facem lucrul respectiv. Nu trebuie să fie reinventată roata. Eu am ieșit cu un raport foarte exhaustiv și în 2018 și în 2019 când am fost demis. Eu mă bucur că văd și lozinci, și titluri de program, și sloganuri de programe luate, copiate din rapoartele mele de activitate. Faptul ăsta mă onorează. Mă bucur că i-am inspirat. Dar eu foarte mult îmi doresc ca să văd în următorii 4 ani să fie realizat măcar o jumătate din proiectele care le-am făcut eu, colegii mei din primărie. Din banii publici și nu din banii împrumutați. Așa cum acum iese unii candidați și spun că va dezvolta Chișinău din banii împrumutați. Am mai avut un astfel de candidat. Cum am spus, Marea Alianță evită să se întâlnească la dezbatere unul cu altul. Și atunci eu îi invit pe ambii, și pe Andrei Năstase și pe Ion Ceban, la dezbateri cu mine. Să aleagă ei și ora și locul unde. Pe final, ceea ce vreau să atrag atenția, că nu este vorba despre mine, este vorba despre cei 10.000 de oameni care au fost scoși din cursă. Și fiecare dintre cei care au tăcut în procesul respectiv să-și asume rezultatul alegerilor și rezultatul votului care va urma. Vă mulțumesc tare mult! Dacă aveți întrebări... Așa cum am spus și anterior, eu toată cariera mea de 17 ani mi-am dedicat-o lucrului. Mie îmi place să lucrez, eu știu să lucrez și eu voi continua să lucrez în municipiul Chișinău. Asta v-am spus că va fi o surpriză exactă, dar eu voi fi alături de fiecare problemă și nevoie a locuitorilor municipiului Chișinău, așa cum am fost. Da. Dar dacă tot ei se tem să întâlnească unul cu altul, îi invit eu pe amândoi. Unul pe stânga și altul pe dreapta. Să aleagă ei, ei au structuri de partid, au canale media, eu am să vin oriunde o să accept. Nu, nici de cum. Ba din contra, în campania electorală respectivă, noi vedem candidații alături de mulți deputați și întrebarea mea apare, oare s-a terminat tot procesul de reformare și de schimbare? Deputații nu mai au de lucru decât să meargă folosind resursul administrativ în campanie, susținând un candidat sau altul. Am spus-o foarte clar, alegerile sunt mimate și totul este regizat. Excluderea mea nu face decât să mă duc la gândul că Alianța a decis deja și Chișinăul a fost împărțit, cum am spus-o și anterior, pe sectoare și pe întreprinderi. Și faptul că unii reprezentanți ai socialiștilor au luat anumite sectoare, acum au luat alte sectoare, deja totul este mult mai puțin clar. Și pe mine singurul candidat incomod și unic candidat independent, ca să nu stric jocul nimănui, eu zic că mai bine facem așa ca să câștige tot ai noștri.
siguranță că da. La ambii. Toate voturile. Vă mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc. O zi frumoasă.